Autoritățile estimează că în acest an cantitatea de deșeuri colectate selectiv va crește de câteva ori față de anul trecut. Chiar și așa, craiovenii nu vor trece de 5% reciclare din totalul gunoiului aruncat. Salubritate Craiova a achiziționat alte 33 de module pentru colectare selectivă și le-a amplasat în diverse zone din oraș. Deși sunt privite cu ochi buni de către craioveni, aceștia rămân sceptici în privința colectării selective. Cât oferă o variantă, dar atâta vreme cât la ghiena normală se aruncă pungi întregi, sunt degeaba. Cum rezolvăm această situație? Prin amenzi și prin supraveghere video? Rar am văzut că se îndreaptă să arunce acolo gunoile menajere. Nu. De ce credeți? E vorba de educație, civilizație. Suntem departe de Occident. Majoritatea nu sunt învățați să selecteze gunoiul, să arunce hârtie la hârtie sau plastic la plastic, aruncă hârtie la plastic și așa mai departe. Pe lângă cele 33 de module noi, în Craiova mai există alte 200 de containere pentru colectare selectivă a gunoiului. În momentul de față estimăm că la finalul anului 2019 vom avea o cantitate colectată de aproximativ 3500 de tone față de 1000 de tone colectată anul trecut. Conform normelor europene, până în 2020, 60% din tot deșeul menajer trebuie reciclat. Cel mai probabil România va rata această țintă alături de alte 14 state europene.